Mănăstirea Tisman are rolul primordial în menținerea credinței ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Situată în județul Gorj, mănăstirea reprezintă un monument de reculegere, de cinstire a credinței noastre strămoșești, un edificiu de frumoasă artă străveche. Într-un peisaj fermecător, asemenea unui castel medieval, mănăstirea este așezată pe vârf de stâncă, pe muntele Stârmina, înconjurată de culmi împădurite și stâncoase. Localnicii sunt mândri de zona lor, iar turiștii se grăbesc să apară. Vine număr mare la mănăstirea Tismana oamenii. Da, număr mare, da. Bine. Și împrejurimile, zona, o vizitează des oamenii? Da, o vizitează des, da. Ce mai au de vizitat aici în zonă? Vizitează la muzeu sus, unde are aur. Aici la mănăstirea Tismana. Vin, mamă, cum să nu vin? În interiorul lăcașului de cult, turiștii pot vizita muzeul mănăstirii, unde sunt expuse icoane pictate pe lemn, veșminte, diverse obiecte de cult, dar și o colecție de pictură manuală. Credincioșii se pot ruga și pot atinge moaștele păstrate aici, degetul arătător al Sfântului Nicodim.